Am avut un caz în care cei doi s-au cunoscut pe internet, s-au întâlnit și în urma întâlnirilor lor femeia a rămas însărcinată. Și bineînțeles că bărbatul i-a spus, te descurci, faci ce știi, pe mine nu mă interesează. Femeia a venit la consiliere la centru mama, a fost consiliată de Sanda și ea venise chiar cu o zi înainte de a merge la avort. Cineva a îndrumat-o să vină aici. A fost făcută să înțeleagă că avortul este o crimă și că poți să aibă urmări în viitor. Și spre surprinderea noastră a acceptat să nu mai meargă la medic și a păstrat sarcina și a născut un băiat. Și acum tatăl s-a simțit vinovat de faptul că a îndemnat-o să facă avort, copilul a fost salvat, a fost consiliat pentru că se simțea vinovat de ceea ce el a propus partenerei lui. Acest cuplu n-am reușit să-l punem împreună pentru că femeia l-a refuzat în sensul că a spus tu ai fost cel care m-a îndemnat și nu l-a recunoscut ca și tată al copilului. Acest bărbat a fost foarte afectat de decizia. El vrea să recunoască copilul și chiar dorea să facă ceară în căsătorie pe această femeie și să-i vină soție și să se ocupe de copil. Refuzul ei l-a afectat foarte mult și nu am reușit prin consiliere decât să îl încurajăm. Și-a recunoscut vina. Această relație n-a continuat în viitor. Da? Ne rugăm în continuare pentru poate se vor răzgândi și vor putea întemeia un cămin. De multe ori consilierea noastră are rezultate bune, alteori nu, dar nu depinde de, să spunem așa, de, să spunem, consilierea n-a avut calitate sau n-a avut țintă bună, ci depinde și de persoana consiliată. Nu putem să-i convingem pe oameni, noi doar le dăm alternativele, da? Prin prisma cuvântului lui Dumnezeu și ei sunt cei care decid. A fost doar un caz, să spunem, nefericit, dar în general am reușit chiar să aducem cuplurile împreună.